Comunismul a avut trei caracteristici fundamentale. Primul a fost represiune. A fost o perpetuă și continuă represiune împotriva tuturor celor care au stat împotriva. Al doilea a fost conspirativitatea. Nici astăzi nu știm decât prin câte un document sau câte o scăpare a sistemului, întregul adevăr despre tot ce a însemnat poziționarea și conducerea statului în perioada comunistă. Și al treilea a fost colierea. Pentru că s-a ocupat cu insistență de a spolia atât averile celor care le-au avut, cât și capacitatea celor mai buni dintre români de a fi de folos societății, de a fi de folos neamului. Și au reușit cu destul succes în toate aceste acțiuni negative. Și păstrăm în continuare, după 75 de ani de când comunismul a devenit o realitate a societății românești, păstrăm încă multe dintre tarele pe care ocupația rusească, comuniștii locali, alogenii care s-au implicat în regimul comunist și care au fost importanți în toată această acțiune a comunismului în România, ni le-au lăsat. Și nu suntem în măsură, la 30 de ani de la Revoluție, să dăm o recunoaștere corectă la nivelul statului și a societății românești, celor care s-au opus comunismului. Nu suntem în măsură să facem reparațiile corecte celor care au fost poliați în toate felurile de către regimul comunist. Și nu suntem în măsură nici măcar să deconspirăm în mod clar tot ce securitatea, partidul și alte organisme ale puterii și ale regimului comunist au conspirat și au ascuns ca adevăr în toată această perioadă. Istoricii au încă de lucru. Și sperăm ca anii care urmează să aducă cât mai multă lumină, pentru că primul lucru care trebuie este făcut o deconspirare completă, joc, punerea în lumina realității așa cum a fost ea, cu bune, cu rele, cu oameni, cu trădări, tot felul. Iată, domnul profesor Ciuceanu ne-a adus realități. Au fost oameni care nu s-au priceput, au făcut rezistență. Nu-i face mai puțin demn de a fi onorați. Chiar dacă calitatea lor de rezistență a fost cum a fost. Dar adevărul trebuie găsit, prezentat, adunat și vom face și noi efortul în continuare ca adevărul să fie cât mai în lumină și generațiile care urmează să poată să evite tot ce ne-a afectat pe noi ca generații care am supraviețuit. Îl rog pe colegul Sorin Olariu de la Sibiu, are o scurtă comunicare. Mulțumim!